Salutare, dragilor! Suntem tot în curtea prietenilor de la Otopeni și ne-a atras atenția acest exemplar de castan comestibil. Mai ales că este singur, de obicei este recomandat să plantăm două plante. Ei au plantat unul singur și uitați-vă cât de frumos este și ce rod frumos are. Sunt fructe de mărime medie, nu sunt fructe mari. I-am întrebat dacă au adăugat ceva solacit sau dacă mai administrează din când în când apă cu oțet să-i scadă pH-ul solului. Se pare că nu administrează decât compostul care îl produc singur în grădină și rezultatele sunt pe măsură. Planta are aproximativ 5 ani de la plantare. Aș vrea să vedeți, uitați aici, da? În toată partea asta este plină de castane și aici cât de bine s-a dezvoltat. Este destul de dezvoltat. Așa că se poate planta unul singur. Eu recomand încă o dată două plante pentru o polenizare mai bună, dar se pare că se poate și doar o plantă, cu rezultate destul de bune. Foarte bun, foarte bun. Nu trebuie decât să vă faceți cura să plantați și să nu uitați că nimic nu e greu, greu este să te pui în situația de a le face. În caz că v-au fost utile informațiile din acest clip, nu uitați să vă abonați, să distribuiți, apăsați butonul de like și numai bine în tot ceea ce faceți.